O nouă zi în Cheile Cernei, iar traseul pentru astăzi ne va duce în Cheile Țâșnei și la Moara Dracului. Pensiunea Dumbrava, Cheile Țâșnei și apoi Moara Dracilor, pe Crucea Albastră. Traseul în sine este cel marcat cu Crucea Albastră, însă am impresia că se confundă sau e același cu cel cu Triunghiul Albastru. La scurt timp de la plecare, am întâlnit pentru prima dată Prâul Tăsna, care se lupta din greu să-și croiască drum printre munți. Tocmai ce am trecut peste un pârâu, iar ăsta e punctul din care urcarea începe să devină foarte abruptă. Cred că avem vreo jumătate de oră de când urcăm abrupt într-una până în chei, se văd undeva în partea aia, cred că mai avem încă vreo 50 de metri de urcat. Credeți-mă când vă spun asta, nu este nici de cum un traseu ușor. Ok, îmi cer scuze, Cheile Țâșnei. 10 minute. Poiana vieții, oră. Cam greu. Cred că am ajuns, nu? Da, scrieci. Valea Țâșnei este cea mai complexă și mai spectaculoasă din Parcul Național Domoglet Valea Cernei. Suprafața rezervației este de 1600 hectare și cuprinde bazinul sculptat de pârâul Țâșna pe o lungime de 5,8 km. Am zăbovit câteva clipe să admirăm intrarea inedită în chei, după care ne-am luat inima în dinți și am continuat pe poteca îngustă. Pe traseu a trebuit să trecem Țâșna de cel puțin 4-5 ori. Oameni buni, zona este superbă! Da. Nouă ne tremură puțin picioarele, nu din cauza că este frig, ci asta nu am menționat încă până acum. E un aspect foarte important al mersului în zona asta. Este șerpărie peste tot, mai ales în lunile aprilie și mai, când vipera cu corn iese din hibernare și începe perioada de împerechiere. Nu suntem obișnuiți ai zonei, așa că suntem foarte precauți. Încercăm să ne uităm cu atenție să vedem ce este un băț aruncat pe jos și ce este un cap de șarpe. Este foarte important să bateți pământul atunci când mergeți, asta sperie șerpii. Am parcurs cheile aproape în întregime, însă mai avem o mică urcare până să ajungem la moară.
cam vreo 40 de metri diferență de nivel. Asta e ultimul hop și după asta trebuie să vedem moara după culmea asta de aici. Vezi ceva? Da, m-am înșelat. Mai avem ceva de mers. Încă nu am ajuns la moară. Uite, am văzut un uliu mai încolo. Cred că fix după curba asta din fața noastră ar trebui să ajungem. Cred și sper, pentru că, sincer, eu am cam obosit. Ai obosit? Da. Ok, hai să fie după curba asta. Sper. După alte minute bune de urcat și coborât, am ajuns! Înăuntru nu era mare lucru, în afară de întuneric. Dacă vreți să vă speriați nevasta, duceți-o la moara dracului. Am făcut-o și pe asta, am ajuns la moara dracului și la cascada de lângă ea. Trei cascade în două zile am bifat în excursia asta. Moara, din păcate, este dezafectată, însă cu puțină imaginație ne putem închipui cum arătat pe vremuri când era încă în funcțiune. În concluzie, și traseul ăsta a fost unul mediu, asemănător cu cel de ieri de la Cascada Vânturătoarea. Nu încercați traseul ăsta dacă aveți impresia că va fi unul ușor. Pantele sunt chiar abrupte pe alocuri. Cam atât pentru astăzi, însă mai avem încă o zi de stat în Cheile Cernei. Mâine vom merge în Cheile Porcoaie și la un baraj de la un lac. Cred că o să fie mișto și mâine. Ne vedem mâine!